Dragi prieteni, am revenit în direct și iată că a venit și momentul mult așteptat. Îmi vine să dau o petrecere. Adin Artea și Remus Boroiu sunt alături de noi și poate reușim astăzi să răspundem la niște întrebări vechi de când e lumea și pământul. Vrem să aflăm ce așteptări are o femeie de la un bărbat și ce își dorește un bărbat de la o femeie. Bună ziua, domnilor! Bine ați venit! Bună ziua! Îi spunem bună ziua și colegei noastre, Emily, care a venit fix înainte de începerea acestui subiect în platou, chiar pentru că nu putea rata o asemenea ocazie. Vreau să remarc, sunteți trei și noi suntem doi. De ce? Și mai aveți și toate telefoanele pe masă. Noi nu avem niciun telefon pe masă. Voi faceți cât trei și puteți să duceți acest lucru și cu siguranță o să ne răspundeți la toate curiozitățile noastre. Am înțeles, da. O să vă descoase, mamă, abia așteptam să ajung și mă bucur că am ajuns. Avem croială bună pe noi? Sunt foarte curioasă ce își dorește un bărbat de la o femeie. Vreau să știu. Păi, deci asta eu întrebam câte minute avem pentru această discuție, pentru că putem să facem un podcast de 3 ore și tot nu cred că o să ajungem la o concluzie. Tocmai de aceea cred că este foarte important să obținem de la voi răspunsuri relevante, răspunsuri care să ne ajute și pe noi să înțelegem toate aceste lucruri. Punct ochi, punct lovit. Punct ochi, punct lovit, întrebarea și răspunsul. Da, întrebarea și răspunsul. Ce așteptări aveți voi de la o femeie? Remus, începe tu. Nu fiți timizi. Aș vrea să încep așa, prin a face o mică istorioară, pentru că de-a cursul timpului am avut diferite așteptări și acum sunt altele, adică tot timpul sunt într-o continuă schimbare, spune. Am trecut prin etapele alea când îmi doream să fie înaltă, frumoasă, ochi verzi, albaștri. Asta era pe la 20 de ani? Da, probabil, okay, ceva de genul ăsta. Bun, ce urmează? Să aibă un corp îngrijit, încă a rămas chestia asta, pentru că asta îmi spune despre ea cum mănâncă, cum se odihnește, cum își respectă corpul, de fapt. Dar am dizolvat tot ce înseamnă chestiile astea de înălțime, de culoare, poate să fie oricum. Îmi doream să aibă carieră de succes sau să aibă bani sau chestii de genul ăsta. Sincer, în momentul de față îmi doresc foarte puține lucruri. Și anume? Și anume să fie sinceră. Bun. Să fie autentică și să fie deschisă. Te înțeleg, sunt de acord cu tine, bravo. Ce frumos spus. Observați cum trece. Gata, ne-a cucerit. Cum trece? Deci cum trec anii de când ești tânăr, te uiți la suprafață, la lucrurile la exterior. Exact. Care trec și interesează apoi te duci din ce în ce mai în profunzime. Exact. Să înțeleg că și tu ești în aceeași situație? Eu nu pot să zic că sunt în aceeași situație. Adică ești interesat în continuare de aceste aspecte care țin de exterior și doar atât? Nu, în niciun caz. Dar cum e? Pentru mine trebuie să fie autentică. Adică cu cât este mai autentică și asumată, cu atât lucrurile vin de la sine. Și așteptările, apropo de istorie, apropo de experiențe, nu mai trebuie să existe. Adică cu cât ai așteptări, cu atât lucrurile vor fi înspre dezamăgire. Da. Pentru că ceea ce vrem noi este o proiecție a noastră. Și dacă, spre exemplu, eu vreau ceva cu tine, Cosmina, eu îmi proiectez imaginea femeii ideale pe tine. Ești insurat. Vorbim de... Trebuie să vorbim serios, dar să ne mai și distrăm. Proiecția pe care noi o punem pe persoana de lângă noi. În momentul în care proiecția noastră nu corespunde cu acea persoană, lucrurile se vor duce de avalma. Adică nu am cum să trec așa ușor. Adică ce înseamnă să fie asumată și mai spus tu ceva, autentică. Adică, am reținut, adică autentic. Să-și recunoască toate defectele, să nu se ascundă, să se trezească dimineața înaintea soțului, să se macheze, să facă toate lucrurile asumat. Adică atâta timp cât trebuie. E foarte, de asta zic că să nu poartă o mască neapărat, adică de prima dată când te întâlnești cu ea. Felul exact. Ce așteptări avem, deja am greșit, pentru că așteptarea să ai așteptări e un lucru greșit. Dacă vrei să ai o relație, dacă vrei să ai o parteneră... Eu știu ce spui tu, Remus, dar din păcate cred că aceasta este o gândire nu tocmai potrivită, nu tocmai sănătoasă. Este greu să nu avem așteptări. Le putem denumi așteptări sănătoase, da. Îmi doresc ca bărbatul cu care sunt să fie serios, să fie un om responsabil. Cred că sunt niște așteptări sănătoase, la fel cum și tu îți dorești o femeie sinceră. Ideea aceasta că să nu avem așteptări, cred că a fost destul de mult promovată și are. Deci, nu mergem în direcția
noi oamenii avem tendința să facem roșu și alb sau alb și negru și atât. Sunt multe alte nuanțe de gri la jumătate și să ai pretenția sau așteptarea de la cineva să fie sincer și autentic, din punctul meu de vedere, nu este o așteptare și o pretenție, este ceva ce ar trebui să fie normal. În ziua de azi nu mai e normal să fii autentic, pentru că ne e frică că ne judecă vecinul, mama, bunicul sau cățelul și purcelul, dar, din punctul meu de vedere, tocmai asta ar trebui să fie normalitate și asta ar trebui să promovăm. Așa este, ai dreptate, însă știi tu că se practică această listă, știi? Uite, îmi doresc să atrag în viața mea un partener care să fie așa și așa și așa și așa și este bine să scrii acolo toate calitățile pe care îți dorești să le zici, dacă facem un fel următor. Uite, am și o listă aici, da. Facem un fel următor. Dacă vrei să ai o listă pentru partener, eu propun așa, să devii tu persoana respectivă întâi, exact. După care vei atrage cu siguranță un partener care are mai multe decât vrei tu. Să fim oglinda, practic, să se reflecte. Păi, dar trebuie să suntem automat. Trebuie să știi ce-ți dorești. În momentul nu în neapărat care... trebuie să știi ce-ți dorești. Uite, eu când am ajuns în Bali, sincer, am stat vreo 6 luni fără parteneră și n-am știut ce-mi doresc și când am întâlnit persoana potrivită pentru mine, a fost mai mult decât puteam eu să-mi imaginez. Da, dar eu și spun că eu știu ce-mi doresc și nu mai apare. Ce se întâmplă cu mine, oare? Eu mi-am făcut această listă și mi-am dorit să întâlnesc bărbatul perfect și credeți-mă că după ce m-am rugat la Dumnezeu din tot sufletul să-l întâlnesc, l-am întâlnit pe soțul meu care este perfect din toate punctele de vedere. Adică asta cu lista și cu rugăciunile chiar funcționează și de asta vrem să știm și cum vedeți voi femeia perfectă. Bun, trecem la următoarea întrebare, care sună cam așa, asta să mă gândesc. Toți avem câte o tipologie. Tipologia voastră de femeie care ce zâmbește ați venit acum, trebuie să suportați faptul că noi suntem femeiște curioase. Care stă în jurul meu trebuie să fie dinamică, sportivă, să se miște, să poată să facă chestii cu corpul ei. Partenera mea face yoga, stă în mâini, poate să se cațere, poate să facă chestii. Cred că corpul nostru e făcut să se miște și n-aș putea probabil să stau cu o femeie care nu explorează această calitate a corpului și să zâmbească mult. Să zâmbească mult, foarte important acest detaliu. Adi? Păi femeia ideală pentru mine este soția mea în momentul ăsta. Ce răspuns da. Cum este dai soția? Că vrei să ne vorbești puțin despre ea. Păi este în primul rând frumoasă. Este în al doilea rând ambițioasă și în momentul ăsta este o mamă de nota 200. Și zic 200 pentru că e 100 la Mara și 100 la Petra, la cele două. Dar apropo de tipologii, la fel, într-adevăr, dorințele, aici putem să intrăm puțin în complexul ăsta oedipian în care practic noi băieții, dar și femeile își doresc ca partenerul să aibă un procentaj mai mic sau mai mare, dacă e mai mare, mai complicat, din părinți. Părinți. Din părintele de sex opus. De-aia femeile sunt ca și fetițe, sunt mai atașate de tați, iar băieții sunt mai atașate de mame. În momentul ăla se creează prima relație de dragoste între copil și părinte, care se extrapolează și după adolescență se va oglindi foarte mult. Se creează și primele traume ale copilăriei. Evident, nu există copilărie fără traume. Stați liniștiți, traumele ne sculptează și ne aduc în ființa în care suntem noi acum. Deci sunt utile traumele pe cât sunt de dureroase. Dacă sunt radicale, atunci nu sunt utile, sunt grele. Dar ca idee, nu există copilărie fără traume. Așa este. Foarte mult ne-a plăcut acest material și l-am urmărit cu atenție. Băi, să fie vie este foarte important. E foarte să aibă milă de tine. Da, să aibă astea milă, două da. Mi s-au părut geniale. Bun, ți-a atras totuși mi-a atras atenția un răspuns? Voiam să comentez. Cred că la jumătate din interlocutori au fost ceea ce îmi doresc eu de la partener și la jumătatea a fost ceea ce mi-aș dori să fiu tratat de partener. Adică caracteristicile acelui partener nu contau foarte mult dacă mă tratează pe mine într-un anume fel. Adică ce le lipsea lor. Exact. Căutau deci, să spună că au nevoie de ceva ăla. Dar și cei care spuneau, ok, partenera să fie așa și așa și așa, sunt efectiv lucruri pe care ei le caută chiar la ei înșiși. Adică, dar cât de important este să-i spunem partenerului ce ne dorim? Cel foarte important. Este foarte important. În momentul în care
spui ceea ce îți dorești, este, cum să zic eu, pui un trademark, pui niște locuri de unde puteți să vă raportați. Dacă tu nu spui ceea ce îți dorești și ai așteptări ca partenerul să vină și să-ți pună micul dejun la pat, dar tu nu spui că, bă, aș vrea ca mâine să-mi pui micul dejun la pat, asta înseamnă că tu vei fi dezamăgită, pentru că partenerul tău se va duce, se va spăla pe dinți, se va duce să alerge și se întoarce înapoi acasă. Fără să știe, practic, ce-ți dorești. Fără să știe ce-ți dorești tu. E... Adi, sunt foarte curioasă de un lucru. Înainte de a te căsători, la începutul relației tale cu soția ta, cred că ați avut o discuție și ați vorbit despre lucrurile pe care și le dorește fiecare. Ce ți-a zis ea că își dorește? Băi, nu știu dacă a fost o discuție... Sau cum ai aflat vorbe despre aceste lucruri? Doar faptul că s-a uitat la mine un manechin top model internațional, cum e Alina, doar faptul că a venit din Milano, unde avea toate campaniile posibile, a venit la în București și m-a sărutat, eu fiind într-un costum de, cum să zic eu, de supererou, aproape spre penibil. Da, nu, eram aproape spre penibil. Și a venit și m-a sărutat atunci, de platou de filmare, da. Când a venit, zic, bă, ce vrei mai mult de atât? Nici nu mai contează ce-și dorește, nu? Ești un norocos, te felicit. Deci în momentul în care a făcut treaba asta, pe mine, efectiv, a fost... Nu mai era nevoie de niciun fel de discuție de genul ăsta. Dar nu ți-a spus ce-și dorește totuși, știu, să fii atent mereu, să, nu știu, să vă certați puțin, să fii un om responsabil, serios. Măi, nu neapărat. Ceea ce m-a deraiat la un moment dat, pentru că neștiind foarte clar ce-și dorește, a trebuit să intuiesc. Un bărbat care intuiește, credeți-mă, nu e nicio... Greșește. Da, greșește pentru totdeauna. Pentru că gândim total diferit e decât femeile. E foarte complicat, da. De asta, apropo de relație bărbat-femeie, trebuie să fie cu sinceritate asumat. Când zic asumat, bă, spune-mi ce-ți dorești și eu voi face tot posibilul să-ți îndeplinesc. Dacă nu pot, îți spun, băi, nu pot. Dacă îți convine, continuăm, dacă nu, ne separăm. Voi încerca. Există și această posibilitate. Pot să încerc. Toată lumea vrea să încerce, dar trebuie să încerci pe o cale pe care știi că ar merge să încerci, nu să te duci în bălării. Așa avem nevoie și de concluziile voastre după această discuție. În relația mea, eu îmi doresc să cresc împreună cu partenera mea, în același, oarecum, sincronizați. Bineînțeles, vor fi mici diferențe, dar tot timpul să fim capabili să ne oprim, să respirăm, să vorbim și să recalibrăm aceste diferențe. Pentru că în momentul în care se întâmplă diferențele astea, atunci apar și scânteile și fricțiunea și eventual certuri sau cum se traduc... lucrurile acestea. Și atunci eu, de exemplu, cu partenera mea am implementat un obicei foarte sănătos care funcționează și atât de simplu. Odată la o lună de zile avem o ceremonie în care aprindem lumânări, creăm așa un spațiu frumos, o mandala de flori, medităm împreună, ne reglăm respirația și sistemul nervos și încercăm să punem în față fiecare ce ne-a plăcut în luna care a trecut, ce aș vrea să primesc mai mult și de acolo ai un indiciu ce poți să faci în luna următoare ca să fii în sincronizare cu partenerul tău. Cine a avut ideea acestei ceremonii, tu sau ea? Tu. Ea. Sincer, nu mi-aduc aminte cine a avut ideea. Ideea e că noi amândoi am ajuns la această concluzie. Ea a avut, să zicem că ea a avut. Pe mine mă bucură să fiu inspirat de ea și să aibă ea idei. Nu îmi doresc ca eu să fiu inițiatorul. Pe mine mă interesează rezultatul. Bun. Concluzie. Rapid, nu mai căutați timp. În partener ceea ce vă doriți, căutați în voi. Gata, am băgat la cap. Și atunci lucrurile se aranjează. Am și notat tot, știm. Vă mulțumim mult, domnilor, vă mai așteptăm pe la noi.